lucru pentru a vedea, deci o creionare, o previziune pentru a vedea în mare care sunt nevoile municipiului Medeaș pentru 2015. Evident că în urma însumării tuturor propunerilor de la aparatul de specialitate al primarului, de la serviciile, direcțiile serviciile subordonate și de la societățile subordonate Consiliului Local, vom avea o estimare și ne vom face o imagine, urmând ca în, până cel târziu, la sfârșitul lunii ianuarie, jumătatea ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie, să avem deja stabilit bugetul, evident, urmând ca după aprobarea bugetului național, a bugetului Consiliului Județean și în urma unei dezbateri publice, ca în fiecare an, să îl introducem în discuția Consiliului Local.